Cel mai toxic aliment, românii îl consumă des, mai ales dimineața, deși conține substanțe care grăbesc îmbătrânirea. Conform Monitorul de Cluj, mulți români consumă acest aliment chiar dacă grăbește îmbătrânirea. Specialiștii trag un semnal de alarmă în privința lui. Cel mai toxic aliment care grăbește îmbătrânirea este laptele cu grăsimi. Potrivit unui studiu realizat de oamenii de știință, persoanele care consumă des îmbătrânesc 4 sau 5 ani mai repede decât cei care îl evită. Potrivit peros.ro, persoanele care beau lapte care conțin 0,3% grăsime pot rămâne tineri mai mult timp decât cei care preferă laptele cu 3,6% grăsime. Cel mai toxic aliment, laptele cu grăsimi, poate provoca cancer. Alimentul toxic care grăbește îmbătrânirea, un studiu realizat de cercetătorii britanici de la Universitatea Harvard, a arătat că există o legătură directă între consumul constant de lapte din comerț și unele probleme de sănătate. Persoanele care au renunțat la laptele bogat în grăsimi au observat o reducere a migrenelor cu până la 80%. Alimentul toxic care grăbește îmbătrânirea. Printre problemele grave se numără și cancerul de colon, peste 56% dintre cazuri, cancerul mamar, cancerul ovarian, cancerul de plămâni sau cel de stomac. Mulți români consumă acest aliment, chiar dacă grăbește îmbătrânirea. Unii nutriționiști consideră că laptele bogat în grăsimi poate provoca osteoporoza, mai ales la adulții de peste 30 de ani. Dacă este consumat zilnic, poate prezenta un risc ridicat de dezvoltare a bolii Parkinson la bărbații între 30 și 60 de ani. Cel mai toxic aliment, laptele de vacă, chiar dacă este bogat în vitamine și calciu, se numără printre alimentele care grăbesc îmbătrânirea. Consumul excesiv de lapte poate provoca încetinirea digestiei, dezechilibrări hormonale și tulburări intestinale, relatează monitorul de Cluj.ro.